Părintele Nicolae Argatu a primit din partea prefericitului Părinte Patriarh Daniel Ordinul Maica Domnului Rugătoarea. De asemenea, părintele a primit și emblema de onoare a forțelor navale. Evenimentul a avut loc la sediul Comandamentului Flotei și a făcut parte din ceremonia organizată cu ocazia pensionării părintelui colonel. La ceremonie au participat ofițeri și personal din cadrul unității, împreună cu comandantul flotei. La eveniment a fost prezent și înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Ierarhul a oferit din partea prefericirii sale Ordinul Maica Domnului Rugătoarea. Să vă fie, părinte Nicolae, un semn de binecuvântare de la cel mai înalt ierarh al țării, prefericitul părinte Patriarh Daniel, care cu multă dragoste părintească v-a acordat acest semn de binecuvântare, Sfânta Cruce, Maica Domnului Rugătoare. Îi mulțumesc, părintele Nicolae, el rămâne în bisericit la noi și ne bucurăm că avem un astfel de slujitor care a făcut misiune și în armată, pentru că între armată și biserică este cea mai strânsă legătură și niciodată nu putem concepe o despărțire între aceste două instituții, ci permanent o comuniune și o împlinire reciprocă în păstorirea și apărarea poporului și a țării noastre. Aici a fost prima mea unitate militară și chiar în această clădire mi-am început activitatea. Activitate care mulți dintre dumneavoastră o cunoașteți, o știți. Și nu cred că mai trebuie să vă spun activitatea mea care am desfășurat-o, pentru că ați văzut-o. Și pentru aceasta nu revine faptul decât să fiu profund recunoscător, să mulțumesc neîncetat lui Dumnezeu și Maicii sale, dar și Sfântului Ierarh Nicolae, care toată viața m-a călăuzit. Pentru rezultatele meritorii obținute pe timpul întregii cariere, comandantul flotei a oferit în numele șefului statului major al forțelor navale emblema de onoare a forțelor navale părintelui Nicolae Argatu. De asemenea, contraamiralul de flotilă Cornel Eugen Cojocaru i-a oferit părintelui livretul militar, o plachetă onorifică și o diplomă. Astăzi este o zi deosebită pentru noi, prin trecerea în rezervă cu drept de pensie a părintelui Argatu, un om deosebit care ne-a fost mereu alături, atât mie, în calitate de comandant, cât și colegilor mei, și nu numai colegilor mei de aici din Comandamentul Flotei, dar din toate unitățile subordonate garnizoanei Constanța. De asemenea, un părinte, un preot, este foarte bine apreciat să fie alături de noi, de marinar în special, pentru că desfășurăm o activitate destul de mare, iar serviciul religios la bordul navelor militare este foarte important. La rândul lui, părintele Nicolae Argatu a dăruit icoane unor cadre militare.